Într-o noapte când s-a întâmplat cea mai mare minune din viața mea, o noapte în care eram cu doi prieteni de-ai mei și în seara aceea am zis, hai să ne uităm la o mărturie pe un telefon. Eram toți trei pe un pat și am spus să vreau să ne uităm la o mărturie a unei fete care povestea ce oameni să meargă în cer și ce oameni să meargă în iad. În noaptea prietenii mei s-au plictisit de mărturia asta, când s-au uitat la mine eram în lacrimi. Pentru că noaptea am înțeles că sunt așa de păcătos încât direct în iad trebuie să mă duc. Și pur și simplu am început să plâng, o zi, bă, Cipri plânge. Dar în noaptea aia am înțeles și că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit și pentru mine un păcătos și pot să fiu iertat. În noaptea aia mi-am cerut iertare cu lacrimi, așa cum am știut eu. Mi-a rupt CD-urile mele de spectacol și din noaptea nu mai sunt cluburi, din noaptea nu mai drogat, pur și simplu viața mea s-a schimbat radical din noaptea. Am devenit un alt om și aia o numesc cea mai mare minune din viața mea, pentru că a schimbat un păcătos ca mine într-un alt om, într-o făptură nouă, așa cum spune Scriptura. Și din noaptea aia am hotărât să-L urmez pe Domnul.